Bun găsit, prieteni! Ce mult s-au schimbat vremurile și cât de mult stăm acum la telefon fără să plătim foarte mult facturile, cum se întâmpla cu vreo 30 de ani când nu puteai să vorbești decât câteva minute, cel puțin în rețeaua de telefonie mobilă, era foarte scump minutul, oamenii își permiteau mai greu să plătească factura dacă vorbeau foarte mult, dacă făceau excese și pe telefonul fix să vorbești în provincie te costa destul de mult. Țin minte că vorbeam cu o prietenă în timpul liceului noaptea după ora 10 pentru că atunci scădeau foarte, foarte mult costurile, dar minutul de vorbit la telefon era cam de 10 ori mai ieftin decât în timpul zilei și atunci puteam să vorbesc de 10 ori mai mult. Bine, e adevărat că nici nu prea aveam de ce să fiu obosită să dorm noaptea și aveam dispoziția aceasta de a vorbi foarte mult la telefon, râdeam, discutam tot felul de lucruri, erau foarte multe subiecte. Acum nu știu dacă aș mai putea să mai vorbesc 2-3 ore cum vorbeam seara la telefon în timpul liceului cu prietenele mele, seara, noaptea mai degrabă, pentru că vă spuneam că erau costurile foarte mici. La asta m-a dus cu gândul când am citit o știre legată de faptul că până în 2032 minutele de convorbire în interiorul Uniunii Europene nu se vor scumpi. Era un vis pe vremuri să te gândești că poți să vorbești în afara țării atât de ieftin cum se întâmplă acum. Roamingul costa foarte mult. Îmi plecai din țară să discuți înapoi acasă, să spui că ai ajuns cu bine și ce ai făcut. Nu, stăteai, veneai acasă frumos, le arătai pozele de foarte multe ori în aparat, le scoteai pe hârtie la developat, la centrele de developare și așa prezentai familiei ce ai văzut tu când ai plecat în Franța, Germania și așa mai departe. Ulterior au apărut telefoanele care făceau poze, nu erau la fel de clare și de foarte multe ori se stricau și pierdeai absolut tot, era greu să transferi memoria telefonului într-un laptop sau într-o altă, mă rog, bază de date. Lucruri care s-au schimbat în bine, această metodă de comunicare acum se face foarte des prin telefon sau prin videoconvorbiri, lucru care era imposibil în trecut și trebuia să ne vedem mai des unii cu ceilalți, să simțim altfel comunicarea. Mi se întâmplă la un moment, de câteva ori, uneori mi se întâmplă să vorbesc pe WhatsApp chiar și cu membrii apropiați ai familiei și să ne înțelegem diferit, să spun ceva și să fie interpretat diferit sau să aud, să citesc un mesaj și să îmi închipui că a vrut să spună altceva decât își dorea persoana respectivă. Da, astea sunt neajunsurile. E ușor impersonal acest mod de comunicare, dar, mă rog, este viitorul și deocamdată momentul acesta, viitorul poate că o să ne rezerve, după cum ne spuneau cei de la platformă de socializare, această comunicare virtuală în care ne vom întâlni cu toții în mod virtual, ne vom vedea și vom discuta poate chiar și în timpul ședințelor, mă rog, rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor. Deocamdată însă ne bucurăm de foarte, foarte minute, foarte multe minute pe telefon gratis sau la prețuri rezonabile. Sunați-vă prietenii cu care n-ați reușit să vă vedeți, rudele mai îndepărtate, faceți-le o bucurie acum de sărbători, oamenilor vârstnici mai cu seamă și întrebați-i de ce au mai făcut sau povestiți-le pur și simplu tot ce vreți voi. E un lucru frumos și o amintire plăcută. Vă pup și ne revedem mâine dimineață!